Hei, salut, dar toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Battlefield 1, bă băieți, n-am mai postat de ceva timp Battlefield 1 și ați zis că vreți Battlefield 1 și am zis că să vă dau Battlefield 1. Da, unii dintre voi mai vreau să mai postez seria asta, dar să fac ceva. Ok, down. Deci unii dintre voi mai vreau seria asta și eu am zis de ce să nu o postez dacă vă place. Am mai jucat jocul, by the way, off camera. Auzi-și pe ăsta, a venit cu fu pe mine, ești nebun. O să-mi iau assault. Pentru că e the best. The best of the best. Ok, aparent câștigăm meciușoa, n-am făcut niciun kill. Adică bine, îl câștigăm în momentul de față, dar nu se știe ce va urma. Hai să ne luăm după tipul ăsta de aici, în dreapta ești. Așa e? Unde te-ai dus? Hei. Hei, unde te-ai dus? Era unul aici care l-am văzut, dar nu știu unde s-a dus. Băi, n-am jucat azi. Și... da, hai să dăm un F aici, stai, bam. Nu e nimeni. Ok, am crezut că... o să dau și eu un bayonet charge. Ah, nu puteam. Fuck, eram fața mea. Stai, că dau peste farfuria asta și o să dorăm. Ah, i-am băgat și una la monitor acum, minunat, fix ce-i trebuia. Ok, băieți, vreau să-mi propuneți niște jocuri horror în comentarii pentru că vreau să mă apuc de serii noi. Adică joc gen Outlast, mai că nu Outlast, că Outlast l-am terminat pe amândouă, știți și voi. Vreau ceva jocuri noi și șmechere. Da, ca să le mai filmez și eu. Pentru că polămă. Nu mai am ce să filmez, frate. Ia să vedem, e cineva pe aici? Nu e nimeni pe aici. Tancul ăsta aparent a luat foc aici și eu trec prin foc fără să pățesc nimica. Oh, hello! Hello! My friend, how are you? I'm very fine, you. Ok, asta a fost ciudat. Asta a fost very ciudat. Să zicem așa, bam. Ok, o să iau pe aici. Ah, wow, minunat. Minu-fucking-nat. Ok. Eu o să mă apuc și de vloguri. Acum, nu știu, nu prea mă pricep eu la vloguri, așa că nu o să iasă prea bine cel puțin primele vloguri. Dar o să mai filmez gen daily vloguri, chestii. Pentru că, de ce nu? Da. Hai să putem așa. Gata. Hai să vedem. Mai găsiți noi pe cineva pe aici? Hai. Bayonet charge sau sal. Aici, aici e. Pe aici undeva trebuie să fie cineva. Hai, vino la mine. Vino la mine, tati. Vino la mine. Aoleu. Cine mă am în pușcă? Bă, nu-i nimeni adevărat. Știam unde s-a atis. Știa să luptă, cred că în partea aia. Hai să mă duc și eu în partea aia, alături de ei. Pentru că vreau să merg la război, băieți. Oh, hello. Scout. Oh, nice. Asta e one shot, one kill. Ah, da. E one shot. Hai să vedem. Ia uite-l pe ăla. Nu mă bate, nu mă bate, boss. Ah, fuck, a dat smoke ceva. Hai, du-te, 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 așa mă să... ia, hai mă, că iau pe aici, pe geam, ești nebun. Salo, boss, ce-ai făcut, man? Ce-ai făcut, măi? What the fuck? Cum l-am ratat? Vreau arma aia. I want. Bine, bă. Mamă, ăsta-i de aia de suport, ești tâmpit. Da, mai bine, mic, cu asta. Mamă, ce șmechere asta, ești tâmpit? Asta o vreau. Asta o să o țin. E unul aici, așa e? Wow, chiar era acolo. Ah, era în spate, never mind. Ok. Hai să vedem, ne luăm un... o să jucăm cu suport. Da, suportul îmi place foarte mult, da? Adică nu e favorita mea, gen clasa, dar îmi place, să zicem așa, și na, why not? De ce să nu jucăm cu ea? Ia uite-l. Yay. Uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta. Bam. Salut, băiatul, te pup. Ai pupici de la mine, mai e unul acolo, așa e? Dar nu contează. Hai să mergem sus și vedem noi de aici. Un bayonet cerci, ceva pe aici. E fain arma asta că se pune gen aici automat, știi, și poți să tai ea. Mă, cât de șmechere e chestia asta. Dar nu o să o folosesc deocamdată. Oooo, mama asta, chiar e șmechere, ești nebun. Doar să vină cineva. Atâta vreau. Dar nu vrea să vină nimeni, aparent. Da, hai boss, vei sau sal? Nu vrea, cred că vin pe partea asta. Sau pe unii ne atacă, frate, știi, ești nebun, ăștia? Au, au, acum, ia uite-l. Respect.
Ăștia fix vin, gen fix, vin fix pe din cealaltă parte pe unde vin eu și asta nu-mi place deloc, mă enervează la culme. Vreau să o iau pe aici, man. Vreau să o iau pe aici. Wait, mă scarpin în mâna, hei, de ce mă scarpin în mână? Eu vreau să iau pe aici, boss. Nu pe altundeva, eu vreau pe aici. Și pe aici vei sta cu mine. Ia, dăm un bayonet cerci sau sal. Ia, ești pe aici, e pe aici, ia uite-l. Dă-i mă, bayonet cerci. Băi, de ce nu dă bayonet cerci? Mâncați, aș m-a terminat. Bayonet cerci. Nu vreau să dea aici, nebun. Wow, deci nu vrea să dea bayonet cerci, ești nebun. Mamă, m-a trădat. Hai să luăm scout-ul, să stăm la camp ca țiganii, frate. Stăm aici, camp, ia. E cineva pe aici? Sau... nu. A, mă rog. Bă, stai mă, vreau să iau pe aici. Urcă-te mă tu pe aici, boss. Și o luăm noi pe aici, frate. Ca toți barosanu. Dar nu știu pe unde aș putea să o iau eu. Acum, na. Hai să-l iau. Yeah. Opa. Bă. Ce tot fac? Hai, ieși afară, ieși afară, ieși. Afară. Javră. Băi. Uai. What the fuck? Ce praf sunt cu scout-ul, mă. Oricum arma asta mi se pare că nu e one hit dacă nu le iei în cap. Dar apare în joc și eu foarte bine azi. Ce ziceți, băieți? Sunt bun? Am asaltul din nou. Mă fac de râs cu asta la alta, da. By the way, ați văzut că am planuri să-mi iau un GTX 1080 pentru că... nu de alta, dar placa asta, vedeți, deja începe să... nu mai plac așa de mult. Și nu neapărat să mai placă, dar face fițe, știi? Băi, coaie, minus 89 și am tras în el de la împrăpădit CSGO V2, bă. Da, și... îmi face fițe, câteodată, gen... na. Pă, lămă, ați văzut că nici live-urile nu prea merg ca lumea. Și am zis să îmi iau un GTX 1080. Aoleu, cum a venit ăsta, mâncați aș. Da, și... o să facem live-uri în continuare. Oh, victory, very nice. Facem live-uri în continuare. Oh, mama, asta o vreau. Mamă, hai mă, votați forist. Mă joc cu fidget spinner, by the way. Da, și o să continuăm treaba în continuare. După ce o să-mi fac placa video nouă. Pentru că procesorul e bun. O fi mai vechi, dar e foarte bun. Adică e Haswell i5-4690K. Dar este... bun. Adică este la fel ca un i5-7600 dacă vă uitați la benchmark-uri pe net. Adică cei de la Intel nu prea au făcut progrese, știi? Și sunt cam la același preț, deși eu zic că n-ar merita să-mi upgradez. Spus că dacă mi-aș upgrada acum, dacă ar fi să-mi upgradez, cred că mi-aș upgrada doar la un i7. Dar nu merită, pentru că eu fac live pe placa video, procesul nu merge super ok. Adică eu când mă joc normal, gen, când mă joc normal, CS cu am 350 FPS ori, 300-350... 400 câteodată, dar live-urile în 1080 cu OBS-ul mănâncă foarte mult și de-aia și trebuie o placă video mai bună. Dar, na, o să-mi iau. O să-mi iau. Până atunci eu o să-mi vârfice spinnerul ăsta aici până se încarcă, bă. Mai ales că procesorul e deblocat la overclock, deci nu aș avea probleme cu el în următorii 2-3 ani. Cred că n-aș avea probleme cu el. Singura problemă a mea deocamdată este placa video. Asta e singura problemă. Dar nu o să mai fie, pentru că în vară sper să pot să strâng bani să-mi iau. Bine, am făcut atât că am făcut și live gen cu donații, dar... na. Vedem. Dar nu vrea să se încarce, mama. A, stai mă, că trebuie să intre la bagii ăștia, bă. Băi, dar mă plictisesc să-mi bag piciorul, frate. Da, și by the way, dacă mai... sunt recomandați jocuri horror, v-am zis, pentru că trebuie neapărat. Vreau să zic și eu, frate, jocuri horror pe canal. Adică, bine, să le și filmez, nu? Să nu mi le recomandați să stau să le joc eu. Le filmez, știi? Dar zic așa, jocuri horror să fie gen cu grafică ca lumea, nu să fie gen Amnezia ăla din 1900 toamna. Să fie gen și cu grafică ca lumea. Și eu să le filmez. Și dacă îmi plac, le filmez, na. Hai mă, să mergem, deploy. Motherfucker. Cine ia primul kill? Cine ia primul kill? Eu iau primul kill, am zis. Eu iau primul kill.
Eu iau primul kill, man. Bayon recerci. Eu iau primul kill, am zis. Nu eu l-am luat. L-a luat master ăla. Ok, never mind. Eu am vrut să-l iau, da. M-am străduit, ok, băieți. Eu am străduit, n-a fost ce a fost, ok. Hai să ne jucăm ca lumea. Come back, I told you. Unde-i, mă? Mare fail. Oh, l-am luat. Easy. Hai, mă, ia prin copac, futu-ți morții, mătii, să-ți futați și mâine în gură. El mă ia prin copac, mă, el e mare boss. M-am beșit, bă. By the way. Dacă vă interesează, dacă nu vă interesează, nu mă interesează. Oh. Sunt ăștia pe aici pe undeva sau ce căcat se întâmplă? Ia. No, eu l-am luat și el m-a luat în același timp. A, nu, ăla m-a luat prin perete pentru că trebuie să fie și realistic un pic jocul ăsta, așa e. Ok, hai să vedem. Ia uite-l pe ăla. Ia uite-l cum coboară, băi, pizda, măi. Ia, merge Bayonet Charge acum? Nu merge nici acum. Probabil pe armele heavy nu merge, habar n-am. Probabil asta e. Hai să dăm o grenadă. Pentru că vreau să-i omor pe tipii ăștia, chiar vreau să câștig. Mamă, dar uite mă cine distrug, cum se câștigi când ăștia au, fuck that. Holy shit, holy fuck. Mori. Așa, mersi. Mersi că ai murit, man. Hai să rânca, oh fuck, unul e aici. Nice, oh fuck. Nice, man. Nu cred că o să-i batem oricum. Nu știu ce să zic. Holy shit, uite-l pe ăsta! Și mai e unul. Ah, era de la noi. Alarmă falsă, băieții. Unde? Hei. De ce mă trădați voi în halul acesta, băieți? De ce? Ia zicem, țin ce-mi faceți voi mie așa ceva, băi. Ah, oh, fuck that. Oh, shit. Ok. Holy fuck. Da, că să fă, bă. Și o să încerc să postez mai des. Acum când am și eu timp. Nice. Și mai să fac și vloguri. Da, chiar am vrut să fac în ultima vreme vloguri. Dar m-am gândit, bă, ce eu vloguri, frate. Ce eu, nu știu ce, bă, ce nu eu vloguri. Bă, ce, adică, ce facem aici. Și n-am mai făcut, știi, pentru că m-am demotivat, frate. Pentru că am zis, ce mă, eu vloguri, ce dracu eu vloguri, frate, ce ești nebun la cap. Eu și vlogurile, dar am zis că de ce nu, pentru că oricum sper să fie reușit și mâine probabil o să fac un daily vlog. Acum eu nu știu când voi vedeți videoclipul ăsta, pentru că mă gândesc că nu o să-l postez când îl filmez, adică la 4 dimineața. Deci o să-l postez probabil mâine. Adică azi, pentru că oricum e azi. Dar nu știu... V-am zis, nu știu cum o să fac daily vlog-ul. Cine știu ce ar fi interesant în viața mea. Probabil o să fac și ceva interesant. Pentru că... M-am plictisit și nu stau, frate, toată ziua în casă. Ești nebun, nici că sunt închis. Și mai fac și o daily vlog-uri. Pentru că de ce nu? Ia uite pe aia acolo jos. Pișam, aș pe voi. Hai mă, ia, luați o grenadă. Au, m-am aruncat, ok, nice. Bum, cea bubuie grenada mea. Băi, iau-te-l pe ăsta. Hai, devin-o la mine! Ok, a fost doar unul aparent. Very nice. Așa, o să mai pun gen vloguri când o să plec în vacanță, pentru că eu vara asta o să plec ceva. Nu știu, presupun că o să-mi iau ceva camera de acțiune, nu GoPro. O să-mi iau ceva la vreo 4-5 milioane, dacă e. Pentru că nu am buget așa de mare când vreau să-mi iau și GTX 1080 și camera de acțiune. Sau probabil o husă ceva anti-apă pentru telul meu. Și mă duc la mare, mă duc la strand, la... am fost la Nimfea, gen în Oradea. A fost super. Mai știu prima dată când am fost acolo și... Genera prin 2013 și cred eram ceva genul, mamă, mă întâlnesc cu Codrin Bradea, de parcă era un singur, o singură stradă, gen în Oradea, știi?
Eu de aranjo, mamă, mă întâlnesc cu Codrin, ești nebun. Dar era, nu e o singură stradă orașul ăla, credeți-mă, băieți. Și mergeți, o să vă duceți la Ninfei, gen un strand super. Bine, mă duc și la President și la... Să-i zic, bă. Și la acolo, la băile Felix, nu știu cum măsa. Ia. Ia că vii tu cu a băiatul. Ia-ți o grenadă și pleacă. Bă, m-am închis afară să-mi fac pula. Aoleu! Bă! Wow. What the fuck? Ok. Calitatea aș putea să am la vlog-uri, pentru că am... Na. Aș putea să-și împrumut o cameră, dar nu știu de ce aș face chestia asta. Pentru că, vai, s-ar putea să-mi iau ceva cameră. Sau nu neapărat de acțiune, sau nu știu. Probabil o să-mi iau ceva camera de aia, nu de acțiune, mă, nu știu cum asta se numește, mă, GoPro-urile și alea, nu știu cum se numesc exact, știi, dar... Acum, de că am zis că am falit, pentru că v-am zis, trebuie să-mi iau și GTX 1080, stai un pic. Și GTX 1080. Trebuie să-mi iau. Trebuie să mai îmi schimb câteva chestii la PC. Mai am ceva chestii de schimbat și aia înseamnă bani. Și bani înseamnă că eu n-am bani. Ok. Băi, o să-mi iau scout, frate. Nu scout, mamă, bine, mi-am luat scout, frate. Eu mă cred așa, gen Bruce Lee înainte să înceapă, că iau pe toți, nu scop pe cea, dar de fapt când începe măcar pe mine. Simt legit, stai un emitelu. O să văd dacă am primit un mesaj. Am primit un mesaj, mă bucur, Euro, truck. Ok. Da, am vorbit cu Ilie. Our side is in the lead. Da. Ce să facem? Hai să vedem. Dacă îi mai batem acum, dacă nu îi mai batem, se mai întâmplă ce să-i faci. De eu zic că îi batem. Pentru că suntem... Ia uite-l pe ăla. Ah, nu. Ăsta ia jos, mă. Ăștia sunt jos pe undeva, bă. Să-mi bag piciorul. Dă un bayonet, cerci? Holy shit, am luat foc, am luat foc, am luat foc, bă! Ok, n-ai mă, mai câștigăm meciul ăsta sau îl pierdem, habar n-am. Adică am o victorie. Dar nu știu dacă mai voi putea să am un await. Ok, am vorbit cu Ilie pentru că probabil o să filmez un episod de Face It mai încolo. Bine, nu o să apară așa, știi? Hai să vedem, îi luăm pe careva sau sal? Mami... Mami, holy shit, direct. Mamă. Ok. Mamă, ce intens e, 8-7, 8-8. Mamă, așa 8-8, hai, hai. Hai, repede, știu că poți 89-89, mamă, dar ce intens, frate. Bă, nu, 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 nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine, man. Nice, l-am luat pe fraier. Îmi pun masca, frate, și nu mă interesează. Ue, ue, unde-i arma? Acum nu mai pot să mor, știi, ca să le iau arma. Adică nu mai pot să mor să iau altă armă, eu nu? Pentru că așa, dacă mor eu, trag echipa în jos, eu nu? Ok, hai să mergem să căutăm arma lui tipul ăsta. Hei! Unde este arma? Oh, shit! Bă, nu, cum au murit, frate, ăștia? Bă, încă un kill mai trebuie să facem bine, mă. Noi am făcut bine, mă, victory, mă, bine, mă. Bă, băieți, eu sper că v-a plăcut acest episod. Eu oricum o să ies de pe Battlefield în momentul de față. Yes. Bă, eu sper că v-a plăcut, băieți. Eu am să mai postez episoade de Battlefield 1 dacă vreți, dacă nu vreți. Eu tot am să postez pentru cei care vor. Și ne vedem data viitoare. Salut!